Da, suntem din nou în direct la Fanatic Superliga. Sunt Horia Ivanovici și ne pregătim de o emisiune cu foarte multe reacții. FCSB învinge meritat în această seară pe Sepsi, într-o partidă pe care a avut-o în control, după părerea mea, cam pe toată durata sa. Sepsi a părut totuși o echipă mică, o echipă care n-a reușit să opună o rezistență. Au încercat cei de la Sepsi, au jucat, dar evident FCSB a fost echipa mai bună. Au înscris și cei de la Sepsi un penalti, după părerea mea, ușor acordat. Dar bineînțeles îi vom asculta și pe specialiști. Jucătorii însă importanți au făcut diferența. 2-1 pentru FCSB, care în acest moment este la 7 puncte de Universitatea Craiova și Rapid București și la 8 puncte de CFR Cluj. Deci nicio surpriză, oameni buni, mai stau o tură, rivalele FCSB-ului se duce la 7 puncte, chiar 7,5, nu? Dacă stăm să ne gândim FCSB-ul. Și bineînțeles, așteptăm încă 2 săptămâni să vedem dacă se mai schimbă ceva sau până la urmă FCSB își va duce până la capăt acest parcurs de favorită la câștigarea titlului de campioană. Vivi Răchită, te salut, Vivi. Salut, Florian. Bănel Nicoliță, te salut, Bănel. Stai. Și Andrei Vochin, te salut și pe tine. Andrei, Vivi, cum ți s-a părut? Un meci, cum să spun eu, locurile din clasament. Locul 1 cu locul 6 în play-off. Cam așa a fost. Adică nu ne așteptam la surprize. Sepsi, o echipă care a venit... Un FCSB mai bun, mai pragmatic. Un FCSB, chiar dacă n-a jucat un fotbal așa cum a fost, a jucat în acest campionat. FCSB-ul a câștigat și cu 4-0, 5-0. Acum un joc economicos. Uh-huh. Cu greșeli de construcție, cu greșeli de interpretare a fazelor, fără vârf. Deci noi avem un lider autoritar la 7 puncte plus rotunjirea, care joacă fără vârf de atac. Cu atât mai mult. Deci, bine, ce mai râs, Bănele? Compensează, exact, stau ce liniștit acum. Chiar 7,5 dacă mă compensează fundașii centrali care mai greșesc. Da, bun. O seară nereușită astăzi pentru Daua, care a fost și executat, ca să zic așa. Da. A fost schimbat la pauză. Nu m-aș apuca acum, cum să spun, să-l mitraliez. A fost o seară mai proastă lui Daua. A greșit extrem de grav în două momente. Da, una peste alta. Și cum mi-a plăcut însă Alexandru, să știi, imperial. A jucat Alexandru imperial în centrul lângă Înghezan. Adică mutarea s-a dovedit inspirată, ca să spun așa. Dar încă o dată, încă o dată spun, nu i-aș face un proces de intenție. A fost o seară mai slabă Andrei al lui Dău. Da, într-adevăr, Dău a făcut un meci prost în seara asta, dar în general el a jucat foarte bine defensiv. Da, avem 7 puncte față de Rapid și de Craiova, de CFR 8 puncte, diferența foarte mare, dar campionatul încă nu este câștigat și sunt sigur că vor fi multe surprize până la final. Da? Clar. Da. Vedem ce se... Vedem... Coman, într-adevăr, a făcut un joc bun. Da? Ați văzut că minutul 75 a cerut schimbare pentru că a alergat foarte mult. Da? Cam toate mingile a trecut pe la el. Cam jumate din cât alergai tu. Da, serios, chiar acum care știți că el stătea mai mult acolo în zona lui și aștepta momentul când se ia mingea să intre unul la unul. Dar în seara asta a făcut și faza defensivă foarte bine și s-a văzut că în minutul 75 a schimbat. Te rog, schimbați-mă, gata. Da, bine, n-a mai putut. Pe total, dar echipa repet, mi s-a părut o echipă a FCSB-ului cu o experiență. În control, 90 de minute, o echipă mai experimentată, o echipă mai matură decât Sepsi. Bun, Sepsi, fără, nițul importă, da? Zi, Vivi, că tu ești specialist. Alimi. Florin Ștefan. Stai, Alimi, lasă că ajungem. Matei, cum îi zice? Matei, Ștefănescu, l-am zis și pe Alimi. Adică o echipă totuși, într-adevăr, decimată una peste alta, da? A arătat binișor. Nu mi s-a părut. A doua repriză mi s-a părut Sepsi, mi s-a părut o echipă care parcă nu înțelegea că e condusă. Da, adică nu putea. Nu avea forță de la început. Da, dar și n-a fost. Din punctul meu de vedere, Ștefănescu. Hai să lămurim și pe asta, vi s-a părut vreo omenie? Mie nu mi s-a părut nicio omenie. A vreo omenie astăzi la meci? Nu există. Andrei, zi. Victoria cu omeniile pe vremea când juca Vivi, de exemplu, însemnau 2-0 la pauză, că altfel nu s-a achitat omenia. Era o garanție.
Și dacă nu era 2-0 la pauză, era clar că ceva e neregulă acolo și nu s-a terminat 3-1 dacă greșește cineva sau 2-0 rămâne așa. Nu, mi s-a părut și încă o dată spun și marșez pe chestia asta și aș vrea ca cei care sunt decidenții din fotbalul nostru să înțeleagă, să stopeze odată pentru totdeauna aceste comentarii care nu fac decât de servicii fotbalului și business-ului lor în general. Nu a fost niciun fel de omenie, a fost o seară în care FCSB a bifat ce trebuia să bifeze. O victorie de parcurs. Era o normalitate să învingă Sepsi în seara asta, în condițiile în care am mai spus Sepsi a arătat rău cu echipele mari, 5 puncte din 30, Sepsi a venit doar cu un jumătate de echipă. Vreau să fac o mică paranteză. Bineînțeles că așteptăm cu mare interes prima reacție a lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului. Producătorul meu, Adi Barna, a vorbit cu el. Așa, iar Gigi Becali ne-a transmis că se ține de cuvânt, se ține de rugăciuni și textual ne-a spus în felul următor. Măi, tată, da? Deci este o declarație oficială, să zic așa, a lui Gigi Becali, dar este foarte, și e foarte interesantă declarația. Măi, tată, nu mai vorbesc până nu ieșim campioni. Da? Asta este declarația lui Gigi Becali, da? Deci nu o să avem reacție astăzi de la Gigi Becali, era interesant, dar omul a spus în felul următor, băi tată, nu mai vorbesc până nu ies campion. Da? Deci cu artificiile, să vedem cu artificii. Da, vedem, da. Deci, măi tată, nu mai vorbesc până nu ies campion. Aceasta e declarația lui Gigi Becali pentru Fanatic Superliga. O declarație interesantă. Ce mai bucuros sunt jucătorii Stelei acum. Deci o să facă în seara asta. Mă auzi, dar aș face niște cruci. Acum îți dai seama că a scăpat. Da. A scăpat de o săpuneală. Scuza-mă, Andrei, te rog. În seara asta, Sepsi, în afară că era echipa aceea care nu prea încurcă pe nimeni dintre cei 6, dintre cei 5 din față, era, așa cum am spus cu toții la început, și o echipă cu foarte multe indisponibilități în primul 11. Practic, Neimi de Sfântul Gheorghe n-a reușit să stea în meci decât vreo 15 minute, între minutele 17 și 32, când a reușit să echilibreze un pic mijlocul terenului. De fapt, aia este cheia împotriva FCSB-ului, cheie pe care au găsit-o potrivită cei de la Rapid acum o săptămână, să blocheze mijlocul. Atunci când Sepsi a putut să facă asta cu agresivitate prin Cala, cu Popșa și Păun la Șut, Lixandru și Olaru, în acest interval de timp au apărut două acțiuni de poartă importante, a apărut faza penaltului și tabela a revenit la 1-1. Dar este prea puțin în condițiile în care joci cu o echipă. Mie mi s-a părut Sepsi, din punct de vedere valoric, cea mai subțire echipă. Adică am urmărit cu mare atenție meciurile și mi s-a părut într-adevăr echipă de locul 6. Încă o dată, așa, încă o dată, și pe fondul faptului că, într-adevăr, lipsesc foarte mulți jucători importanți. Foarte mulți jucători. Bun, nu-l avem pe Gigi Becali, da? Dar avem un alt Becali, cunoscutul agent Victor Becali. Declarații imediat după meci. Victor Becali a plecat mai repede de la partidă și l-au prins reporterii, ca să spun așa. Haideți să vedem ce a spus un alt Becali, deci Victor Becali, despre partida câștigată, meritată în această seară de FCSB. 3 puncte foarte importante pentru campionat. Eu am spus mai de mult că cred că FCSB-ul nu are probleme de... În partea a doua meciului FCSB-ul a fost dominat. Asta este. Fotbalul nu poți, într-un meci, nu poți să domini de la un capăt la altul. Asta este. Importante sunt punctele. Degeaba câteodată domini tot meciul și faci un egal sau poți pierde pe final. E important de să... Da, Coman este un jucător determinant la FCSB, este un jucător foarte bun. Sperăm să fie și pentru echipa națională, pentru că este un jucător într-o formă bună, un jucător matur în momentul ăsta. Poate pleca din vară? Poate pleca. Un jucător de golgheterul campionatului în momentul ăsta. Depinde dacă primește o ofertă avantajoasă și pentru el, în primul rând, numai pentru club. Are o clauză, dacă va veni, are și el 25-26 de ani acum, cred. Da, depinde ce se va întâmpla.
Amândoi jucători foarte importanți pentru Steaua, nu importanți. Ei au înscris majoritatea golurilor la Steaua. Foarte importanți. Cum vi s-a părut Alexandru pe postul de fundaș central, a doua repriză? Alexandru este un jucător bun. Acum trebuie să vedem la un singur meci cum se întâmplă și cu Drăgușin. A greșit la un meci Drăgușin. Trebuie să-l pună la zi. Va greși, va mai greși, pentru că în fotbal cineva trebuie să greșească. Și dacă stai pe bancă, e mai greu să greșești. Dar el... Poftim? Da, de ce nu? Păi dau data în seama, păi el este un jucător tânăr, un jucător de perspectivă, nu se pune problema. Cum se vede acum campionatul României despre impresarii din vest, să spunem? Sunt interesați, le place ce văd? Ați văzut că vin pe la meciuri? Da, asta vă cred. Nu prea mai vin. Nu mai. Fotbalul nostru nu prea mai este atât de interesant. Dacă facem o figură frumoasă pe la europene și mai ne calificăm prin cupele europene, probabil vor mai veni, dar deocamdată nu prea. Cât de mult ar putea crește cota jucătorilor români la campionatul european? Depinde ce facem. Dacă facem numai prezență, nu crește deloc. Da, am revenit la Fanatic Superliga. Andrei Vochin, Bănel Nicoliță și Vivi Răchită. V-am spus, l-am avut pe Victor Becali, un alt Becali. Deci Gigi Becali pentru Fanatic Superliga. Băi, tată, o să mai vorbesc doar după ce devin campion. Da, îți dai seama ce ambiție are? A? Da, bine că n-a luat decizia cu 9 ani. Aveam o problemă. Aveam o problemă. Chiar aveam o problemă. Bun. Ce a făcut diferența, Andrei, astăzi? Eu cred că, în primul rând, valoarea individuală a celor doi jucători de clar de lor național, ai celor de la FCSB, pentru că Olaru și Coman și-au pus amprenta pe marea majoritate a acțiunilor ofensive. Și nu doar atât, ei au ajutat inclusiv pe faza defensivă. Ba, Coman, din prea mult exces de zel, a făcut și faza penaltiului. Faza penaltiului despre care o să discutăm, că părerele sunt împărțite. Cred că rămân la părerea că s-a acordat destul de ușor penaltiul. Da, asta... O să discutăm, mă rog. Știi cum e problema, știi cum e acoperire regulamentare și așa mai departe. Haideți să vedem live declarațiile lui Radunovici, unul dintre cei mai constanți și buni jucători ai FCSB-ului și nu doar în această seară. Începem play-off-ul cu drept. Spune-ne un pic despre gol, când ai tăiat terenul, ai făcut acea incursiune și... Mă bucur că am ajutat echipa, dar cel mai important e că am obținut victoria în această seară cu acasă, cu suporterii noștri care suntem trebuie să dăm puțin înapoi că au făcut eforturi foarte mari pentru noi și n-am dat cu totul. Cât de importantă este această victorie și în contextul meciului cu Rapid și dacă v-au mai îndulcit amarul rezultatele din această etapă până să veniți la partida cu Sepsi? Asta e cel mai important lucru, că n-am căzut mental, că am arătat caracter, că am profitat din ocazia care ei au pierdut punctele, să zic, pierdut, campionatul se joacă, sunt meciurile echilibrate și acum, după pauza de națională, ne așteptă încă un meci foarte greu, dar nici lor nu o să fie ușor. Coman din nou, marcator. Da, Coman e inspirat, a jucat foarte bine, e meritul lui, meritul echipa a jucat bine și mă bucur pentru asta. Tu ce faci la vară? Rămâi, pleci, au început discuțiile, depinde de câștigarea campionatului sau nu, ce crezi? Cum vezi? Sincer, eu îmi doresc să câștigam campionatul și să termin anul și să plec. Încă n-am vorbit cu nimeni de contract și de nimic și vreau să termin campionatul și să caut soluția să plec. Mulțumesc. Baftă. Da, o veste proastă pentru FCSB. Radunoș, care spune că vrea să plece. Bun, eu nu înțeleg de ce nu i s-a propus prelungirea până acum. Nu-i place lui Gigi, a zis că nu-i place. Cum? Da, l-a mai ciupit. Patronul FCSB-ului l-a mai ciupit. E cel mai bun fundaș și stânga din... Și eu zic, după părerea mea, e pierdere mare de tot. Deci e pierdere mare. Bine, probabil că Radunovici o să vrea să plece în străinătate. Dar eu, dacă aș fi aici în România, știi cum l-aș vâna?
foamă, știi cum aș spune? Știi cum aș sta după colț să-l iau pe Radunovici, dacă aș fi în Superligă? Bine, nu cred, da, nu cred eu că Radunovici va rămâne. Păi el n-a spus că pleacă în străinătate. Da. Acum, nu cred, dar totuși mi se pare... Undeva el e supărat că nu s-a făcut o ofertă sau ceva. Mi s-a părut un om supărat. Supărat. Din declarația lui se vede că nu l-au întrebat și pe el. Vrei, dorești, vrei să mai rămâi la noi? Poate face ca la Crețu, îi face așa de lună în lună. Știi că un jucător important îi faci cu 6 luni când știi că îi expiră contractul. Nu, acum... e o pierdere. Acum ei cei de la FCSB știu ce strategie au. Clar. Gigi Becali știe dacă îl place sau nu. Până la urmă, dar eu vă spun răspicat atât. O pierdere mare de tot. După părerea mea, poate cel mai bun fundaș stânga al campionatului. Hai să zicem, poate la bătaie cu Bancu, da? Care e jucător de echipa națională, dar mi se pare în sensul de fundaș stânga, fix fundașul la stânga, da? Adevărat. Adică mie mi se pare cam numărul 1 în momentul de față. Bun, haideți să vedem ce spune și Laszlo Dioseghi, patronul celor de la Sepsi, și revenim cu discuția. Am văzut în repriza a doua o neputință totală. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Nu sunt mulțumit absolut deloc de repriza a doua. Puteam să facem mai mult. Asta e. Nu am ce să reproșez la băieți ca atitudine. Au vrut, au luptat, dar din păcate atât am știut. Era o pâine de mâncat cu Apărarea Stelei. Puteați rezolvați repede multe probleme acolo. Exact ca acum o lună jumate. Exact aceeași probleme a fost. Nu știu, după minutul 60 parcă nu mai suntem în stare să legăm 4 pase unul după altul. Iar în prima repriză ce să vorbim, 2 greșeli copilărești. Când ai 3 jucători lângă tine, la 1 metru de teren, nu stai acolo să driblezi. A pierdut mingea și am primit golul 2. Și cu asta cred că s-a scris istoria meciului. S-au dus toate șansele pentru un loc de cupe europene? Nu putem să spunem, e prea devreme, deci a trecut numai o singură etapă, dar din păcate dacă așa o să jucăm mai departe, atunci 100% că nu prindem conferență. Problemele de lot pare că au făcut diferența. Da. Asta e, din păcate am avut 3-4 jucători care n-au putut să joace astăzi din diferite motive, dar trebuie să strângem rândurile cât mai repede și trebuie să jucăm fotbal. 90 de minute sau 100 de minute, nu numai 45 sau 50 de minute, cum a fost astăzi, de exemplu. A fost cineva care v-a plăcut în seara asta? De la echipa mea, nu prea îmi place să nominalizez jucătorii, dar Ninai și Cupăun mi-a plăcut, restul a lăsat de dorit. Cum a trăit penaltiul lui De Beliuh, a avut sânge rece? Da, mi-a fost foarte frică. Sincer vă spun, De Beliuh că a ratat câteva penalti și mi-a fost foarte frică ca să nu va să rateze. A marcat, bravo lui, în ultimele meciuri a marcat vreo 3 sau 4 goluri. A revenit puțin, dar mai are mult de lucrat ca să redevină din nou De Beliuh cel vechi de acum 3-4 ani. Diferența pentru de puncte începe să fie un avantajul FCSB-ului. Pare desprinsă? Da, eu am zis încă din vară că eu așa am prevăzut încă din vară că FCSB anul ăsta o să câștige campionatul. Acum are 7 puncte, dacă nu mă înșel. Este destul de mult, 7 puncte, e greu de recuperat, dar așa e frumos fotbalul dacă sunt și câteva rezultate surprize. Mergeți pe ideea că oricine poate să învingă pe oricine în acest play-off? Da, oricine poate să învingă pe oricine, dar trebuie să schimbăm noi mentalitatea ca să putem să mai și câștigăm și cu alții. Da, am revenit în studio, Vivi Răchită, Bănel Nicoliță și Andrei Vochin. Mă rog, un Dioseghi dezamăgit. E clar dezamăgit. Într-adevăr, repriza a doua practic n-au contat cei de la Sepsi. Mie, sincer, mi s-a părut un meci cam fără istoric, Andrei, în seara asta. S-a avut o istorie vreo 15 minute. Până când au reușit să egaleze. Vestea serii, dacă mă întreb pe mine, este că Radunovici a spus că nu prenuncește și că nu mai rămâne la FCSB. Vestea serii, că domnul Gigi Becali nu mai vorbește, că nu este campion. Dar asta o mai anunțase, știi cum e. A anunțat la Palat zilele trecute, domne, nu o să mai vorbești și așa mai departe. Da, corect, până nu iese campion, asta n-a spus. Păi asta e. Până nu iese campion, trebuie să reținem chestia asta. Da. A spus în momentul în care FCSB are cea mai mare diferență existentă până acum. Practic sunt 15 puncte. Da, știi cum e, m-auzi? Știi cum e? Râdem noi, da? De când s-a pus pe rugăciuni, Rapidul pierde acasă. Asta a fost etapa noastră. M-auzi, Bănele?
Rapidul pierde acasă, CFR-ul pierde acasă, frumos. Astăzi bate cu 2-1, așa, asta a fost bune rugăciunile. Ca noi stiliștii, da? Nu te rogi ca să-i fie rău aproape lui tău, nu? Cum? Nu te rogi ca să-i fie rău. E sport acum, te rog să câștigi acum, da? Ai dat-o și tu pe învățăminte acum, nu? E și cu 2-1 în seara asta. Cum? E și cu 2-1 în seara asta. Da. Eu aștept să intre Haralambu să întrebe de ce l-a schimbat pe Daua. Da. Poate ne și răspunde. Poate ne răspunde. Etapa FCSB-ului, mai ales după cele două... Etapa FCSB-ului și aș putea spune parțial și etapa Universității Craiova. Corect. Nu? Nu s-a așteptat nimeni să câștige la CFR. Eu am văzut și meciul cu CFR-ul, CFR Craiova, unde CFR-ul a făcut o repriză fenomenală, a avut nu știu câte ocazii de a marca. Așa cum știm că paieram și... Bănele, nu te culca pe ureche, că să da, putem... Nu am zis că... Da, nu, mai sunt... Nu, mai sunt etape de jucat, mai sunt etape, dar... Chiar dacă etapa lor, vorbește tableta... Prima etapă din play-off în față. Steaua este câștigătoare. FCSB, că după aia... Da. Din primul cartuș tras la țintă este, este de către FCSB. Și, sincer, nu ne așteptam. Andrei, mă uitam când Olaru e în formă, când Coman iarăși e în formă, lucrurile sunt foarte simple la FCSB. Bun, e adevărat, n-a fost un adversar grozav în această seară, dar totuși să ne gândim că Florinel Coman a revenit pe primul loc în clasamentul golgetelor, 15 goluri și face diferența în continuare. Face diferența și o face iacătă aproape meci de meci. Da, și chiar dacă adversarul nu e, întrebarea care se pune, de ce nu ies alții la rampă? Și ies Coman și Olaru de fiecare dată. Pentru că valoarea lor este mult peste valoarea campionatului nostru. Asta este în mod evident. Eu cred că FCSB pentru a câștiga acest campionat mai are nevoie și de valoarea echipei, nu numai de valoarea acestor doi jucători. Pentru că s-ar putea să fie momente în care ei să nu fie pe teren sau, așa cum se întâmplă din când în când, să nu prindă o formă bună. Bun, publicitate și revenim imediat după publicitate cu declarațiile eroului acestei serii. Este vorba despre Mbappé, Florinel Coman. Suntem din nou în direct la Fanatic Superliga. Andrei Vochin, Bănel Nicoliță și Vivi Răchită. După o seară extrem de favorabilă FCSB-ului, care revine la 7 puncte, avans în clasament și e clar, are prima șansă la titlu. Vă promiteam declarații Florinel Coman, omul meciului din această seară. Bun găsit, felicitări. Din nou omul meciului, felicitări pentru victorie și vreau să ne spui cum a fost astăzi, veneați după o înfrângere usturătoare și cât de importantă e această victorie în contextul acelei înfrângeri. Bună seara. Venim după o înfrângere usturătoare, cum ai spus și tu. Două zile foarte grele după meci, două zile nedormite, stres, gânduri necurate, să spun așa. Dar ăsta este fotbalul. La o săptămână ai șansa să te remarci din nou și ce ai făcut ieri astăzi nu mai este valabil. S-au așezat și rezultatele pentru voi în etapa asta, s-au încurcat și Rapid și CFR și sunt 7 puncte pline diferență acum. Da, este un plus, normal. Am văzut meciurile, ne-am bucurat, dar până la urmă nici nu știi să te bucuri, să nu te bucuri, că eram la 15 puncte, dacă nu mă înșel, și iată că s-au făcut 7 înainte de meci, erau 4. Ăsta este fotbalul, ăsta este play-off-ul, câteodată ne avantajează, câteodată nu. Spune-ne un pic golul marcat de tine și apoi să ne explici un pic și la penalti. A apărut mai mult un penalti obținut de Debeliuh decât faultul tău. Spune-ne mai întâi golul. Olaru pasă din nou tu la... Da, l-am simțit, am simțit fundașul. M-am uitat înainte ca mingea să ajungă la mine. M-am uitat la fundaș și am văzut că vine pe dreptul meu și... Dreptul că eram cu spatele. Mi-am făcut preluare și am vorbit cu cineva înainte de meci, cu un coleg, și mi-a spus să-i dau un scurt, să nu mai dau colțul lung, că plec dinainte. Și iată și că... el a spus că a fost surprins de... Da, uite, a avut dreptate. Și la penaltul? La penalti calc și eu care o dată și fac penalti. Să mai glumim. E penalti, clar. În meci, na, reacția mea a fost ca și cum că
că el m-a lovit, dar e normal în timpul meciului să încerci să obții ceva pentru tine. Voi tot timpul în play-off ați avut o creștere de duturație, cel puțin în ultimele play-off-uri, pentru că erați într-o cursă de urmărire a adversarului. Cum va fi acum? Cum veți gestiona următoarele 9 meciuri? Pentru că următorul chiar e un meci extrem de interesant la Constanța. Da, înainte urmăream echipele, acum urmărim să nu fim urmăriți. Cam tot acolo ajungem. Am spus-o și înainte de play-off, dacă vom face un play-off la fel de bun ca celălalt trecut, cred că vom fi campioni, pentru că știm să ne montăm la meciuri cu echipe de play-off. Ai cerut schimbare, te-ai zbătut și astăzi mult, ai alergat mult. Vă era un pic teamă, era un avantaj minim, de asta încercați să închideți acolo, ai mai avut ocazie? Da, am avut ocazia cu stângul. Am ieșit pentru că nu mai puteam, am făcut foarte multe sprinturi și am spus să las locul altui coleg mult mai proaspăt, care știu că dă totul pentru echipă. Urmează naționala, 2 meciuri amicale, cu un moral excelent te duci, nu? Bănuiesc. Da, normal. Îmi pare bine că am fost convocat, mă bucur foarte mult și chiar îmi era dor de națională, îmi era dor de colegi, de-abia aștept să ajung să-i revăd și să începem treaba, pentru că a trecut foarte repede timpul de la calificare, așa că acum trebuie să ne apucăm să ajungem la o formă excelentă pentru a face o figură frumoasă. Mulțumim! Seară bună! Cum a zis Florinel? Bun asta, nu? Da, până acum noi urmăream adversari, acum urmărim să nu fim urmăriți. E da? Bun, Florine, e bun tare de tot. Bună rău de tot, da, da. Genial asta, da? Dar asta nu e din BD? Ba da, din BD. Uh-huh. Ultima uh-huh. parte, da. Cum? Ultima parte, da. Dar încă o dată, Florinel demonstrează că nu e doar un fotbalist bun, are verb, are replică, are... Eu am avut și... privilegiul să-l cunosc de când avea vreo 14 ani jumate, de 15 ani și atunci la viitorul, la grupa de copii, era inima vestiarului. Pe atunci era comparat cu Asprilia, era jucătorul la Columbian, Asprilia, și asta era, așa îl vedeau Gică Hagi și colegii lui de atunci. Dar rămâne un om foarte bun pentru vestiar, iar replicile astea nu sunt întâmplătoare, sunt la fel de frecvente ca golurile la el. Da, nu, dar nu, e simpatic. Jucător foarte, foarte bun și eu cred că va face și diferența națională și senzația mea e că va face și un euro foarte bun, să știi, Andrei. El a făcut și un euro de tinere foarte bun. Da, 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 da. Chiar dacă a început, adică a jucat, a fost rezervă în multe meciuri, dar atunci cu Anglia, când a intrat foarte bine. Și mai e ceva, da, mai e ceva. Florinel Coman este unul dintre motivele pentru care Mitriță nu e convocat la echipa națională. Florinel Coman, Mihăilă, Drăguș... No, am zis că discutăm acum de Florinel, știi cum e acum, nu? Discutăm acum de Florinel, dar e unul dintre motivele, nu? Vivi, una peste alta, știi? Mă gândeam la portar, la Dinu Moldovan... Eu mă gândeam care e colegul. Da, da, da. Care a transmis informația, Harus sau Daua? Care l-a... Mamă, ce prestație, mai ales în prima repriză, slabă, rău, al lui Dinu Moldovan. Nu mi-a plăcut deloc, nu, Vivi? Și a revenit repriza a doua, a scos aerul Florinel frumoasă, dar așa e că nu aper foarte mult. La portar e mai rău ca la jucător de câmp. Apără Nițul, apără și în cupe și în ăsta. Uite, el a intrat de 2 etape, e mai greu. Dar, un portar care a fost la Espanyol, Barcelona, nu? Da. Deci cu PCS, să-i să-l cauționăm. Acum e greu să joci pe Național Arena. Cu PCS2. Da, dar nu, ți-am zis, nu mi-a plăcut deloc. E gol pe colțul scurt, adică, mă rog, m-auzi, prestația timidă. Costel Câmpeanu ieșea la ofsaid când juca la Bistrița. Bun, hai să vedem ce avem de discutat cu specialiștii, da, la faza de la penaltiu acordat lui Sepsi. Scos de Debeliuh, rezolvat și transformat-o de Debeliuh, Adrian Porumboiu este la telefon. Bună seara, domnul Porumboiu. Bună seara! Bună seara! Nici o surpriză, nimic astăzi! Nimic, nu avem, n-avem artificii, nimic! Ba, mă rog, cu permisiunea noastră am să
spun câteva cuvinte despre joc. Eu nu prea stau, nu prea mai văd meciurile de prima ligă. La rugămintea ta a rămas să văd meciurile ca să intru în direct cu tine, unele fațe de arbitraj. Vreau să spun altceva. Sunteți oameni de fotbal, acolo sătui de atâția ani de fotbal. Eu, din 30 de jucători, când au fost jucători de fotbal, dacă cineva poate să-mi spună 5 fotbaliști care au evoluat astăzi, eu scot pălăria. 5 fotbaliști de la ambele echipe? De la ambele echipe, care au jucat astăzi. Adică nivelul vi s-a părut scăzut? Nu, nivelul, eu n-am văzut atâtea pase de la unul la altul, pase greșite, pase... Bine, m-au auzit un porumboiu, bine că n-ați adormit și ne-ați răspuns. Păi nu, dacă nu mă rugai... Da, m-au auzit, v-a spus cobitori. Nu, dacă... Nu, păi da, ce să faci, nu, dacă înveți... Ăsta nu e meci, dar niciun fel de... Fotbalul este creat, făcut ca să fie spectacol, pase, două pase, pasă la adversar și unii și ceilalți. 5 fotbaliști cu îngăduință. Sunt 5 fotbaliști, dar restul sunt jucători de fotbal. Nivelul este sub orice critică. Asta este toată treaba. De arbitraj, n-am ce... Apropo, vi s-a părut vreo omenie? Nu mă îndrăgeți. Sau Diosege a tranșat totul cu declarația aia fantastică înainte de meci? Că, domne, uite, vă anunț public că nu se duce Ștefănescu la FCSB, indiferent de sumă. Da, mă rog, declarația președintelui de la este excelentă. Prestația jucătorilor penibilă. Dar una e una, alta e alta. Ce a spus președintele de admirat, dar ce au jucat și ce nivel are fotbalul. Păi au fost meciuri ieri, de exemplu, sau când au jucat Clujul cu, mă rog, cu Craiova, a fost FCSB-ul cu Rapid. Adică au fost meciuri în care vedeai fotbaliști. Aici n-am văzut nici dincolo, nici dincolo. Dar nu asta este. Adică nici la FCSB n-ați văzut fotbaliști? Păi da, până aia patru la FCSB și unul de la... Numărați, spuneți-mi voi că sunteți acolo. Și de la FCSB care se ia patru? Că chiar sunt curios. Dar numai ce să vă spun, am spus patru așa, la kilogram, la grămadă. Uh-huh. Deci, așa, doi i-ai spus și tu, evident. Am înțeles, la Daua vă refereați, nu la aia 4, nu? La Daua, ce cu Daua, domnule, la kilogram și ăsta, dar haideți să fim serioși. Fotbalul nostru, campionatul nostru, nu are jucători care ar trebui, cum să spună, să creeze o emulație în tribune, o emulație în rândul investitorilor. Mă rog, fiecare cu treaba. Corect. Arbitraj. Faza din minutul 25, nu e penalti? Nu sunt dubii. Îl lovește Coman, îl lovește, mă rog, pe atacantul respectiv și, după opinia mea, este penalti indiscutabil. Nu sunt probleme. Deci Coman neglijență, îl lovește și Bebeliu lovește primul balon, nu? Îl lovește, mingea fiind în joc. Deci... E un specimen. Dar știți la ce mă gândeam? Totuși, n-au fost probleme majore, nu? În prima etapă de play-off de arbitraj. Păi nu puteți să mă, când dădeau pase de la unul la altul, doamne, ce probleme majore. Nici în ultima din sezonul regular. Poftiți? Nici în ultima, zice Andrei Vochin, din sezonul regular. Da, adică sunt, cum spun, nu, nivelul este sub ciretare. Poate a fost astăzi un meci. Mie, de exemplu, mi-a plăcut CFR-ul cu Universitatea Craiova, mi-a plăcut Rapidul cu Farul. Corect. Acum știți cum e, meciuri și meciuri, domnul Porumboiu, până la urmă. Vreau să vă mai întreb ceva. Practic, Florinel îi duce spre titlu? E greu. Florinel, un singur jucător, nu poate să ducă echipă spre titlu. Cel puțin 4-5. Uh-huh. Când se face nucleu de 4-5, care se joace meci de meci. Da. Florinel joacă meci de meci foarte bine. Deci, meci de meci. Nota bine pentru el. Și e un lucru bun și pentru echipa națională, cred că va conta. Dar, mă rog, sunt multe, multe lucruri de... Când ai ajuns la nivelul ăsta să joci, în play-off, pretențiile sunt altele și pentru adversarele. Da, am înțeles. Dacă urmăriți fazele care și golul, cum s-a luat și greșeală aici în partea dreaptă, au mingea, vrea să o întoarcă, vrea să o sucească, cum spun eu,
e departe de departe de ce ar trebui să fie. Uitați și golul ăsta, de unde pleacă, să vedeți. A marcat fotbalistul care nu marchează, fotbalistul antigol, cum l-a caracterizat Gigi Becali. A marcat un gol imparabil, și portarul a avut mâna scurtă, dacă se împinge mai mult în picioare. Da, bine, prestație slabă lui Dinu Moldovan, se vede că e rezervă. O ultimă întrebare, domnul Porumboiu. FCSV, mare, mare favorită în continuare sau ținând cont că mai sunt 9 etape de play-off, se poate întâmpla orice? Dacă joacă cum a jucat în seara asta, nu-i văd bine. Deci nici FCSV-ul n-a jucat, mai nimic. Nu pot spui că au fost... adică n-am văzut faze să spun, dă-me, că da, există. Iar în a doua repriză, pragmatism dus la extrem. Da, și mai e o treabă. Mă rog, e treaba lor ce joacă. Eu spun părerea așa ca privitor și ca om care zic eu că îți dă viață în fotbal ăsta și... N-ai, când nu joci cu un nou fix acolo să știi că ai un vârf de atac, el le vine mai greu. O echipă de combinații, dar nu. Le e greu și lor să știți că asta. Dar mă rog, fiecare își face... Fiecare își face strategia cum consideră. Categoric. Dar eu vorbesc de gradul de spectaculositate, de faze, de combinații, de cursivitate. Da, am înțeles. Mă auziți, o să vedem meciuri mai bune, în mod sigur, etapa viitoare. Mulțumesc mult, domnul Porumboiu. Bine. Vă mulțumesc mult. Seară bună, a fost Adrian Porumboiu. Haideți să vedem ce spune un alt erou al serii, da? Fotbalistul antigol, da? Cum îi spune Gigi Becali, Băluță, care a marcat cu un șut superb, da? Un șut atacant, până la urmă. Haideți să vedem declarațiile lui Băluță. Bun găsit, felicitări pentru gol, felicitări pentru victorie. Ai marcat golul victoriei astăzi. Cum a fost contra celor de la Sepsi? Bună seara, mulțumesc mult. A fost un meci destul de greu, având în vedere că acum miza este enormă. Cred că am făcut un meci foarte bun. Așa se întâmplă când jucăm ca o echipă, când suntem montați de la început. Cred că nu le-am dat nicio șansă încă din primul minut. Am fost foarte organizați, așa cum am și pregătit dinainte. Ne-au și intrat ocaziile pe care le-am avut. Cred că puteam marca mai mult în seara asta. Pentru noi obiectivul era să luăm 3 puncte și să ne menținem în continuare pe primul loc cu un avantaj destul de bun. Cât de greu a fost sau cât de grea a fost această săptămână după înfrângerea cu Rapid și bănuiesc că ați văzut și rezultatele CFR-ului și ale giuleștenilor, era extrem de important meciul din seara asta să-l câștigați ca să vă duceți la 7 puncte. Dar cât de grea a fost perioada asta pentru voi? Cu siguranță n-a fost o săptămână ușor de digerat. Pentru noi era important cum vom reacționa în seara asta. Cred că am reacționat foarte bine, având în vedere că am câștigat. N-a fost ușor pentru că a fost greu pentru noi, nu ne-a ieșit nimic în acel meci. Acum acel meci rămâne istorie pentru noi. Îi vom mai întâlni de două ori acum în play-off. Pentru noi era important acest meci. L-am câștigat cu brio. Asta contează, ne dă încredere. Avem acum două săptămâni în care avem multe de pus la punct. E important să rămânem cu picioarele pe pământ, să muncim în continuare, să fim uniți, pentru că atunci când jucăm ca o echipă arătăm că merităm să fim pe primul loc. Mai liniștiți în această pauză, după victoria din seara asta, apropo de faptul că aveați un avans destul de mare, dar iată, s-a încheiat sezonul regular, s-au înjumătățit punctele și, cum spunea și Coman înainte, ați ajuns din aproape 15 puncte în 4 puncte înaintea meciului de azi. Liniștiți o să fim doar în zilele astea libere pe care o să le avem. Nu, liniștea o să fie atunci când o să ridicăm trofeul deasupra capului, atunci cred că o să fie liniștea și fericirea cea mai mare. Până atunci e important să rămânem în continuare montați, să rămânem determinați, să avem atitudine, pentru că mai sunt 9 finale, mai sunt 27 de puncte în joc. E important să menținem acest avantaj în continuare. Vor veni meciuri și mai grele, așa cum a fost și acesta din seara asta, și nu trebuie să dăm cu piciorul la tot ce am făcut bine până acum.
Poate vreo echipă din ce ai simțit tu, ok, lăsăm la o parte un pic acest debut de play-off, să vă încurce în câștigarea campionatului sau, cum spuneați majoritatea, doar voi puteți face acest lucru, să vă încurcați singur? Vor fi meciuri destul de strânse. Miza este foarte mare. Cu o înfrângere poți să pierzi în avans. Celelalte echipe se pot apropia. Cred că dacă n-am fi câștigat în seara asta, ar fi fost mult mai strâns în continuare. Încă este strâns campionatul. Mie îmi place să rămân modest, să rămân muncitor în continuare, să aduc un plus echipei. Cred că niciun jucător n-a dat dovadă de aroganță până acum, pentru că toată lumea tot timpul ne-a vânat și ne-a criticat foarte mult. Noi am fost uniți, noi suntem uniți în continuare, atât în vestiar cât și în afara lui, și în seara asta s-a văzut. Sunt 7 puncte diferență în momentul ăsta și mergem încrezători în continuare și cred că va fi o bătălie frumoasă în continuare. Unde a apărut că doar cu CFR și cu Rapid vă bateți, a apărut și Craiova în luptă. Da, mă bucur că au apărut și ei, au o echipă destul de valoroasă, au arătat că se pot bate sus și pentru noi e important ce avem noi de făcut, nu mă interesează de nicio echipă, pot să vorbească ce vor ei. Am văzut tot timpul că au comentat despre noi, dar așa se întâmplă la noi. Pentru mine e important să răspund totdeauna în teren. Așa trebuie să o facă și colegii mei, așa cum am făcut în seara asta, și mergem liniștiți acasă. Mulțumim. Da, am revenit la Fanatic Superliga. Vivi Răchită, Bănel Nicoliță și Andrei Vochin. Cam ăsta e, v-am zis, cam ăsta e breaking news-ul. Cu Radunovici, Andrei. Ce crezi că s-a întâmplat? Adică, eu sincer, nu mă așteptam Radunovici, cum să spun, să fie atât de radical și nici nu știu dacă era momentul. Cred că adică... Mie mi s-a părut că e mai degrabă o răbufnire a lui. Eu cred că o chestie mai veche acolo, din informațiile mele, Radunovici a cerut să se discute de prelungirea contractului în urmă cu jumătate de an. Da. Din ce știu eu, s-a discutat, însă n-au căzut la un acord într-o primă fază și probabil că de atunci n-a mai venit o a doua ofertă pentru el. Pare tipul de jucător care să-și ducă contractul până la capăt, să joace, să-și facă treaba și după aia să plece, să vedem unde. Da, dar Mihai Stoica, într-o declarație dată de acum câteva luni, spunea că dacă ar fi după el, i-ar prelungi contractul de la Dolini cu 3 ani, pentru că e și jucător de vestiar. Și asta știm și noi, că e jucător de vestiar, Radulovici. Este unul dintre liderii vestiarului, este jucător de echipă națională, jucător care... Și care joacă cu sufletul, Răchită. Da, și ce se întâmplă la FCSB știm toți, că degeaba vrea Mihai Stoica și antrenorii să-i... dacă nu vrea patronul. Mm-hmm. Și acolo... Și Gigi, cum a spus, că nu se pricepe la fundaș, doar de la mijloc în sus, nu stă prea... Mă rog, n-a fost unul dintre favoriți, dar... Să te mai întreb ceva, Andrei, Vivi, Bărel, crezi că era ok, era momentul să facă Radunovici declarațiile astea? Pentru că sunt totuși... Bun, ok, Radunovici a spus clar, domne, eu vreau să plec din vară, e clar că are și o frustrare, mie mi s-a părut și pe chip, știi, și pe mimica feței mi s-a părut, mai înțeles, dar te întreb, era momentul? El știe cel mai bine, probabil că au fost ceva discuții, probabil că nu se simte, să spun eu... Deși în vestiar și echipa îl ajută, este cel care are un cuvânt de spus, capitan de echipă, când era Tavi Popescu capitan de echipă, Tavi Popescu era capitanul de la FCSB, în vestiar era Pintilier, erau ceilalți. Și acum nu se simte apreciat, a răbufnit. Eu cred că aștepta momentul ăsta să vină la interviu și să spună ceea ce simte el. Să spună oful, da? Oful, da. Eu așa l-am văzut și din declarația lui, acolo ne gândim cu toții că își dorea să rămână în continuare, dar cred că nu este dorit. Da, nu știu, oricum, ți-am zis, un moment de tensiune, în momentul, știi, care nu cred că și-avea rostul. Știi, totuși, FCSB-ul... E un jucător profesional și nu cred că... Nu e problema, că nu se pune problema. Radunovici este, cum să zic, genul de fotbalist, mai înțeles, care își va duce contractul. Mie mi se pare omul, cum să, gladiator. Adică așa. Și astăzi a avut o partidă foarte, foarte bună. Dar îmi dă cu virgulă, ca să zic așa, Andrei, nu? Toată povestea asta.
Da, în momentele astea când mai ai câțiva pași până să-ți îndeplinești un obiectiv la care toți pierde 8-9 ani de zile, cred că fiecare detaliu de ăsta poate conta într-un anumit moment. Acum depinde de ce oferte are Radunovic, că asta poate să fie și un bun prilej al lui să se anunțe pe piață. Domnilor, n-am contract, nu mi s-a prelungit contractul, hai să vedem ce se poate întâmpla. Acum, eu sunt sigur că nu doar după declarația asta, ci și dinainte, sunt lucruri cunoscute în fotbal, sunt echipe de Liga 1 care, cu pretenții care cred că deja au început să-i pună întrebări. Da. No, ciudat. Adică ciudat. Ar fi o pierdere foarte importantă pentru FCSB. Din punctul meu de vedere, ar fi o pierdere foarte importantă. Pentru banda stângă, da, da. Pentru FCSB, da. Nu, asta e clar. Asta păi e clar. În momentul ăsta nu au implicate, și nu văd legii. Dacă tot vrei să altuna stânga la momentul ăsta pentru FCSB. Ca așa, uite, doar o părere personală. Pune mâna pe telefonul lui Pânea Gigi. Da. Da. E doar o părere personală pe care o văd și îl văd și eu cât de bun e pe postul ăla. Și e unul din cei mai buni din țară, dacă nu vorbim de bancul, că e de echipa națională. Vă spun sincer, pleacă Radunovici. Care e fundașul stânga de la FCSB acum, care joacă unul cu Radunovici, dacă pleacă? Pune-mi tu. Nu ai. Unul care se poate să joace acolo în banda. L-a adus pe Ganea, l-a ținut, țin la data. N-ai. Spune-o, e cel mai bun. La momentul ăsta e cel mai bun și nu cred că poate să fie înlocuit la momentul ăsta. Problema e că și Ovidiu Popescu încheie contract. Ovidiu Popescu mai să băga și în stânga și în dreapta. Bagi unul de picior drept în partea stângă. Aia s-a întâmplat. A înglumit. Și atunci o să fie o problemă. Bun. Hai să vedem ce declară și Dinu Moldovan, un portar care astăzi a apărat slab. Îi se are pe conștiință golul de 1-0 clar al lui Florinel Coman și revenim. Și cred că... Da. Scuză-mă, și cred că a fost... cumva sub o mare presiune, pentru că lui Coman i-a fi spus un coleg să tragă la colțul scurt, a făcut-o și a dat gol. Cred că lui Băluță i-a spus alt coleg să dea la colțul lung. A făcut-o și a dat gol. După centru în atrazine. Dinu săracu. Nu a fost niciun și după centru. Da, l-au ginit băieții. Bun, hai să vedem ce spune Dinu Moldovan și revenim. Bun găsit. N-ați reușit să îi încurcați pe cei de la FCSB, plecați acasă fără niciun punct de pe arena națională, cum a fost? Nu neapărat că vrem să încurcăm pe cineva. Noi venim oricare meci la victorie. Într-adevăr, sunt meciuri grele, suntem în play-off, toate meciurile sunt grele, dar v-am zis, venim cu ideea să câștigăm toate cele trei puncte, indiferent că jucăm cu FCSB sau cu oricine ar fi. Practic, din cele trei meciuri cu FCSB, în ăsta a fost cel mai aproape, mai ales pentru că ei veneau după o înfrângere catastrofală cu Rapid. Ați avut și absenți, n-ați reușit să plecați poate, cu ceva de aici. Poate, trebuia să profităm mai mult de faza proastă în care au avut ei meciurile trecute, dar noi am încercat. Astăzi a fost destul de greu, în principiu au controlat ei jocul și s-a văzut asta și ne-a fost greu. Dar mai sunt multe meciuri. Muncim în continuare să facem puncte. Tu crezi că puteai să faci mai mult la golurile lui Coman și Băluță? Cu siguranță. Yeah. Am simțit și eu, am atins și la al doilea gol, am atins mingea. La primul șut a fost a coborât mingea destul de repede. Nu mă așteptam. Asta e fotbalul, de asta e frumos. Ce target v-ați propus în acest play-off? Că diferența de puncte nu e foarte mare față de locul 3. Noi vrem să jucăm, să prindem conferențul. Dacă e posibil, luptăm pentru să ajungem cât mai sus, clar. Să facem puncte, asta e cel mai important. Să fi contat atât de mult și absențele pe care le-ați avut astăzi? Cu siguranță, când nu suntem toți colegii, automat. În jocul echipei se resimte, e normal. Îți mulțumim tare mult. Mulțumim și eu. Da, mi-am revenit în direct aici la Fanatic Superliga. Cu cine se bate FCSB-ul totuși? Da? Gigi Becali acum câteva minute până la urmă a dat niște declarații. Deci s-a răzgândit. E campion, probabil că crede că e campion. Embargo a ținut 30 de minute sau 45 de minute, adică cât o repriză. M-ai înțeles așa? Da? Așa. Și ți-am zis, a dat câteva declarații și spune Gigi Becali foarte interesant, da? Deci repet, foarte interesant, spune în felul următor, zice, domne, cu tot respectul, nu mă bat cu Rapidul, mă bat cu Universitatea Craiova și cu CFR.
E bine, săptămâna trecută spunea că se bate cu Rapid, după ce l-a bătut Rapid acum se bate. Bine, astea sunt declarații pe care le-am mai auzit. Stai că urmează meciul cu Faru, unde a pierdut anul trecut campionatul. Da? Dacă îl bate Faru, o să înceapă iar să spună că se bate și cu Faru, numai cu... Nu? Pentru că și Faru este o echipă care, conform matematicii, are șanse la campionat. Va renunța la locul 2. Paradoxal, asta s-ar putea să fie mare șansa FCSB-ului în campionatul ăsta, că până acum s-a bătut cu câte o echipă și a mâncat bătaie până în final. A pierdut campionatul cu câte o echipă. Ba s-a bătut cu Faru, ba s-a bătut cu CFR-ul de mai multe ori și a pierdut campionatul. Cred că este, deși nu pare, cred că e o șansă în plus pentru FCSB faptul că în continuare alte trei echipe, cel puțin trei echipe, se gândesc la titlul în momentul ăsta. Da, și se bat între ele. Pentru că se vor întrece între ele. Dacă a declarat așa cum a declarat, înseamnă că tot Rapidul e echipa de care Am înțeles. E o strategie, nu? E o strategie. Cum vezi, Vivi? Zakuski, ce faci al tău? Ai, lasă-mă că primele 35 de minute nu l-am văzut, era deja acasă. Dacă era 3-0 pentru CFR-ul, să spun. Cât crezi că o să meargă Ulciorul la... Nu merge. Nu au un joc. Nu. Dar e aceeași tactică pe care ți-am spus-o. Dați-o lui Mitriță. Dați-o lui Mitriță, aia e singura. Dați-o lui Mitriță. Mai eram într-o formă maximă. Serios? Nu vezi totuși cameva periculoasă? Da. Nu, pentru că nu au un joc care să sperie adversarii. Nu? Păi dacă era 3-0 la pauză pentru CFR, nu zicea nimeni nimic. Și au fost două goluri. Și asta a spus, tactica aia. Eu aș vrea să-l văd pe Pete să nu joace Mitriță la un meci. Că ce tactică face? Bine, așa cum și cum e, când îl vezi pe Florinel că nu joacă, așa să vezi și FCSB-ul dacă nu joacă Florinel, nu? Una peste alta. Da, Florinel sau pentru că acum cam ăștia sunt, ca să zic așa, jucătorii. Cum? Olaru, Băluță, să văd în joc. Cam ăștia sunt jucătorii care fac diferența în momentul de față, nu? Ai Rapidul, ai un Rahmani, cam ăștia sunt jucătorii, nu? De forță în momentul de față care fac diferența. FCSB-ul e un Florinel Coman. Cum îl cheamă? Olaru, șut, la mijloc. Mă rog, în fine, eu vorbesc vedetele, da? Universitatea Craiova, Mitriță, mă rog, CFR, Cluj, SC Motele, da, nu știu, cu Otele cred că totuși nu-i de... Nu mi se pare că e de... Nu e de milioane. Cum? Nu e. Adică nu mi se pare chiar la nivelul acesta, știi? Dar e clar că în momentul de față, eu cred că mai era ceva foarte important, Andrei, în seara asta. Eu cred că era foarte important FCSB-ul să câștige ca să depășească blocajul psihic. Pentru că eu am fost foarte atent la ce a zis Florinel Coman. L-ai văzut ce a zis Florinel Coman? L-ai văzut ce a zis? Zice, domnule, două nopți n-am dormit. Știi? Și aici, cum să spun, aveți cursuri care se predau după astfel de meciuri, știi? Ai văzut cum a zis Florinel? N-am dormit, două zile n-am dormit, au fost două zile grele, două zile de chin, nu? Așa a zis Florinel, două zile de stres în care ne-am gândit la vrute și la nevrute, nu? Adică se putea gândi la patru zile de somn pentru că mai joacă de două ori cu Rapid. Uh-huh. Da. Da, doar că la fotbal am impresia, la fotbalul nostru am impresia că nopțile astea de nesom după înfrângere sunt folositoare, pe când după victorie apar alte nopți de nesom la alții, de bucurie, și alea nu prea sunt folositoare. Nu vezi, e una caldă, una rece. O echipă joacă acum, meciul următor nu mai recunoști. Nu există o constanță și tocmai de aceea campionatul nostru nu poate să ofere în momentul ăsta o formație în care să ai încredere pentru vara europeană, nici mai zic de toamnă sau primăvară, pentru vara europeană, pentru că tocmai această inconstanță nu poate să-ți dea cumva vreo speranță. Te gândești, domnule, dacă o echipă cu pretenții nu e în stare să, nu știu, să chinuie, cum a făcut CFR-ul, da? Cu Hermannstadt sau FCSB-ul nu poate să treacă de nu știu ce, sau se chinuie cu Botoșanu și așa mai departe, păi ce o să întâmple în cupele europene la vară? O să avem iarăși aceeași soartă ca anul ăsta să nu calificăm nicio echipă nici măcar în grupele conferenți. S-ar putea asta să fie un mare pericol și cred că aici ar trebui să stea semnele de întrebare puse după ce se vor elucida ele cu care va fi campioană, care va merge în cupele europene. Da.
Cum ai văzut, Porumboiu spunea că nu i-a plăcut totuși FCSB-ul astăzi. FCSB-ul a făcut un joc bun. Foarte multe greșeli și pe linia de fund și multe greșeli individuale și Inghezeana la fel. Cred că ai pierdut un film foarte bun, domnul Porumboiu, din cauza ta. L-ai pus să uite la meci. Știi cum e? Trebuie să stea în... Mă auzi? Trebuie să stea pe metereze. Porumboiu a avut pe Wesley, a Dailton, de Evanghelia. Sunt mărteant. Când jucau fotbal. Și acum... Da, aveau și vreo 40.000 pe lună sau cât aveau. Băieții ăștia de acum sunt undeva la 10-15.000, așa nu sunt. Câteva excepții sunt peste. Contează și cât investești. La FCSB. Jucători de FCSB care nu știu să dea o pasă lungă, care nu știu să construiască. Dar ai văzut cum construiau FCSB-ul? Minge lungă pe Tavi Popescu. Pe cum? Ce e asta? Eu am jucat și noi pe acolo dacă dădea minge lungă. Mă uit de o dată stadionul. Nu mai vorbesc dacă de-am minge lungă în afara terenului. Nu se regăsește, nu, că nu își găsește. Dacă tot încearcă ei să spună că sunt Steaua, Steaua aia veche. În Steaua aia veche juca cu mingea pe jos. Era pasă tare și pe jos, ca la Steaua. Știi că era vorba aia? Păi acum e numai pasă lungă și pe sus. Ce să fac? Nu poți să construiești așa. Cât vor mai fi Olaru și Coman în formă? Când? Îți trebuie un vârf. Îți trebuie pe cineva care să te ajute să marchezi, nu-l lași doar pe Olaru. În schimb, faze de fixe, apoi ai și Inghezana și Daua foarte înalți. Nu prea... Păi da, dar dacă muți culorile și numele de jucători, trebuie să ai același discurs și la Universitatea Craiova, și la CFR Cluj, și la Rapid. Că noi, înainte ne gândeam la primăvara europeană, acum ne gândim să prindem augustul. Ce să mai... Asta este realitatea. Dar în același timp trebuie să ne uităm și pe bugetele cluburilor, pentru că ușor, ușor nu o să mai găsești, nu mai găsești în Europa League, decât foarte rare echipe cu bugete comparabile cu cele ale echipelor noastre. Nu poți să faci o separare între pretenții și investiții. N-ai cum. Deci până când echipele noastre nu vor putea să investească o sumă dublă față de cea de acum, atunci trebuie, speranțele trebuie foarte bine potolite din timp ca să nu ajungi la vorba lui Neaimi, îți faci iluzii și ajungi la deziluzii. Ca să nu-ți faci iluzii, ca să nu aveți deziluzii. Bun, fii atent, am și o informație foarte interesantă, apropo de Radunovic. Am o informație foarte interesantă. Deci, atenție, contractul lui Radunovic nu expiră în vară. Radunovici mai are contract până la 31 decembrie 2024. Da. Deci el vrea să găsească o soluție să plece din vară. De-aia și zis că acum am înțeles de ce a zis el. Domne, stai puțin că vreau să găsesc o soluție și că la și că nu știu ce. Știi? Deci ai văzut ce a spus? Da, eu vreau să găsesc o soluție. De-abia acum am înțeles. Știi despre ce este vorba. Deci el vrea să găsească o soluție pentru că informațiile noastre la Fanatic sunt acest contract expiră de-abia în decembrie 2024. Deci vrea să plece mai devreme. Deci în iunie intră în ultimele 6 luni. În iunie intră în ultimele 6 luni. Deci e clar că prea fericit nu e. Atunci trebuie să fac eu o rectificare. Înseamnă că niciun club din România nu l-a contactat pentru că nefiind în ultimele 6 luni ar fi în pericol. Știu, dar asta spun, Andrei. Deci e clar că discutăm de un jucător care pare nefericit la FCSB în acest moment. Nu? Bănele. Declarația pe care a dat-o, poate că nu e fericit. Da? Bine, hai că o să luăm imediat publicitate și după aia vorbim puțin și de Dinamo. Ce facem cu Dinamo? FCSB-ul ca FCSB-ul, dar ce facem cu Dinamo? Tu nu râde, că Dinamo joacă un meci bun, unul prost și vine ăla cu Petrolul. Păi trebuie să scăpăm de Oltenia mâine. Cum? Vedem ce facem. Cum ai zis? Să scăpăm de Oltenia mâine și pe urmă vedem cum mergem la Dinamo. Da, corect, așa e, că aveți mâine, azi. Azi, e și 10 minute deja ceasul, m-ai înțeles? Păi mă duc direct la meci. Nu? Păi tu direct la meci. Și stai că, mă auzi, tu treci direct la meci. Noi la 10.30 dimineața avem emisiune pe online, pe site, Fanatic Superliga. Păi și pe marți vin de la meci direct la emisiune. Cum? Marți vin de la meci, că se termină târziu, vine la emisiune dimineața, marți. Deci avem, mă auzi, avem treabă cu toții. Deci noi mâine la 10.30 suntem la emisiune să luăm iară să tocăm.
Bun, e clar, lucrurile, probabil că vor urma o acalmie, mă gândesc acum, da? Pentru că lucrurile practic, Vivi se duc spre echipa națională. Urmează da, o acalmie, urmează o liniște, până la urmă presiunea nici a Rapidului, sau în primul rând a Rapidului, n-a funcționat. FCSB-ul a câștigat cu scorul de 2-1, dar eu cred că vor fi, Vivi, noi etape de foc. Asta da. E părerea mea. Eu zic că vor fi 9 etape de foc. 9 etape care sunt 27 de puncte. 27 de puncte. Uh-huh. Și sunt puncte clare, adică nu se mai jumătățesc acolo. Eu aștept cu mare nerăbdare meciul Faru cu FCSB. Unde Gica Hagi va avea o ambiție extraordinară să arate că echipa lui, l-am văzut ieri, uh-huh, cum a răbuvnit. Adică cum noi, care suntem campioni antitri, nu ne băgați în seamă, stați că vedeți voi. Și a bătut la Rapid. Toată lumea spunea că... Da. Vezi ce înseamnă și o echipă ca Rapid, care n-are pedigriul ăsta de campioană, câștigă un meci pe care... Acolo, dacă ești constant în rezultate, acolo arăți că ai valoare. Păi nu câștigi 4-0 și poate să găsim. Stai puțin. Avem două meciuri tari de tot. Da? Da, avem două meciuri tari de tot. E vorba despre partida dintre Universitatea Craiova și Rapid și meciul de la Constanța. Da. Tu știi când a câștigat voluntariul ultima oară? Luăm publicitate și revenim imediat cu discuție. Da. Am revenit aici, suntem după miezul nopții, da? Da, așa e frumos fotbalul, după miezul nopții. Vivi Răchit, Bănel Nicoliță și Andrei Vochin. Haideți să vă spun așa declarațiile lui Gigi Becali, pe scurt, așa, care le-a dat până la urmă după ce s-a răzgândit cu embargo-ul pentru DigiSport, pentru site-ul digisport.ro. Zice, nu poți zice nimic de Octavian, vine Rada Slavescu peste două săptămâni și veți vedea voi. Așa. Hai să fac o aroganță la miezul nopții, că tot n-a început postul. Vă dați seama că am terminat play-off-ul cu 9 puncte avans, iar acum avem 7 puncte? Să-l împarți pe 9 la 2 și să-ți iasă 7. Ce anomalie, a spus Gigi Becali. Da? Înlocuirea lui Băluță, spune Gigi Becali. Dacă nu i-a plăcut antrenorului de el, trebuie să-l întrebați pe antrenor. Așa? Uitați-vă la tabelă, vă dau răspunsuri. Dacă a ieșit și am rămas cu 3 puncte în buzunar, înseamnă că schimbarea a fost bună. A mai spus pentru digisport.ro patronul FCSB. Despre schimbarea lui Daua. Trebuia să fie schimbat, făcea greșeală după greșeală. El e cu Ramadamul și probabil nu are putere-forță. Cum adică să dai atâtea pase greșite? Am zis că o fi stresat de greșelile pe care le-a făcut și mai face una, două. E și asta posibil cu Ramadamul. Asta chiar e posibil. Da? Rotaru e pe locul 2 dacă l-are pe Maldonado. Principala contracandidată la titlu în acest moment. Nu vreau să supăr sau să subestimez pe nimeni. În gândirea mea, cred că CFR și Craiova sunt cele mai valoroase în ordinea asta. Adică CFR mai întâi și după Universitatea Craiova. Dar eu nu mă mai tem acum. Eu m-am bucurat că a câștigat Craiova. CFR este o echipă solidă. A mai spus patronul FCSB. Nimic despre Rapid. Deci, da, nimic despre Rapid, dar cred că e cum spune prietenul Andrei Vochin. Da, cred că e cum spune prietenul Andrei Vochin, că dacă n-a spus nimic de Rapid, înseamnă că Rapidul e principala contracandidată. Știi că e cu strategiile, da? Master of Destabilization. Nu? Sau cum a zis Mutu? Da, Mutu i-a zis, da, Master of Destabilization. Le zice, hai să fac o aroganță la miezul nopții, că tot n-a început postul. Vă dați seama că am terminat play-off-ul cu 9 puncte avans, iar acum avem 7. Da, eu zic că se joacă. Deci, chiar zic că se joacă, părerea mea. Eu zic că să nu se bucure. Eu zic Gigi Becali să nu se bucure. Urmează niște meciuri tari de tot, dar tari, nu așa? Da? Primul meci tare pe care l-are FCSB-ul pe un teren unde a plâns anul trecut, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat acolo, iar Faru în momentul de față pare o echipă, Andrei, care poate să bată FCSB-ul. Nu. Faru pare o echipă care seamănă cu Faru din play-off-ul de anul trecut, când poate să bată pe oricine. Cel puțin așa mi s-a părut. Acum nu știu, sper să nu fie și la Faru, știi cum e, un meci bun și un meci să cadă. Da, Faru a scăpat de o presiune foarte mare, aceea de a intra în play-off. Și scăpând de această presiune, au jucat mult mai dezinvolt. Adică Faru a terminat sezonul regular jucând foarte slab, din punctul meu de vedere. Fără să-și mai pună în practică propriul ADN. De fapt, asta e, nu că n-ajungeau să aibă ocazii foarte multe, dar ei nu mai jucau ce joacă ei în mod normal. Acum au revenit. La chestiunea asta
copiii din echipă sunt dezinvolți, o să vezi și mai mulți, o să vezi și mai mulți jucători foarte tineri care vin de pe bancă și pe ăștia nu știi de unde să iei la un moment dat. S-ar putea să iei la preț de matineu și să te trezești bătut. Și după declarația de aseară a lui Gică Hagi, cred că o să fiu foarte interesat să vă meciu Universitatea Craiova-Faru. S-a părut așa că a fost o declarație ca o mănușă aruncată, că a fost foarte deranjat că Faru n-a fost inclus între echipele care... E ambițios Hagi, nu? Știm cu toții, nu? Gică, da, are dreptate, i-a avut de două ori pe Craiova. Bă, dar cu Dinamo ce facem? Mamă, deci n-au contat astăzi. Deci n-au contat. Prima repriză au scăpat lejer cu 30. Au ajuns la mâna lui Rednic din nou. Dacă Rednic nu bate mâine pe voluntari, trece Dinamo iar sub... Dar mă uitam, au făcut niște meciuri atât de bune, știi, mă uitam la Dinamo și nu înțelegeam, au făcut niște meciuri atât de bune, iar ieri, așa, au fost de nerecunoscut. Deci de nerecunoscut, niște greșeli în apărare, se plimbau cei de la Hermann, bun, și Hermann așa de o echipă bună acasă. Pune presiune pe tine și te face harcea parcea. Mai înțeles? Dar încă o dată spun, adică, nu știu, mi s-a părut un Dinamo care pur și simplu nu înțelege că play-out-ul nu înseamnă partide amicale. Adică o vraiște acolo, nu știu, zicei că au venit, nu domne, gata, noi ne-am salvat. Nu mai contează play-out-ul. Dinamo, după amiază asta, n-a stat în dueluri. Ori Dinamo a câștigat puncte, a câștigat meciuri cu 1-0, greu, chinuit, pe luptă, pe ambiție, pe atitudine, pe duel câștigat. Ori tocmai asta n-au mai făcut la Sibiu. Ei n-au putut să stea în duel cu jucătorii de la Sibiu. Ei n-au putut să iasă din presiunea jucătorilor de la Sibiu. E adevărat, n-au avut la mijlocul terenului un fotbalist care de când a început să joace la Dinamo, Dinamo a început să aibă rezultate. E vorba de Niaore. Niaore mi se pare un jucător important pentru Dinamo. Apoi, dacă tot a spus domnul Becali de chestiunea cu Ramadan, stau să mă întreb de ce a fost așa Moale Abdallah. Nu știu dacă ține Ramadanul, dacă e musulman, dacă îl ține și dacă asta are vreo importanță. Dar, apropo de tema asta, mie nici kosovarii de la Rapid nu mi s-au părut așa cum erau înainte. Uh-huh. S-ar putea, nu știu dacă, încă o dată, nu știu dacă țin, nu știu, dar lipsa de a te alimenta în procesul de pregătire, lipsa de apă din procesul, pentru că ei dacă țin Ramadanul așa cum se ține, ei de dimineață până seara nu beau nici apă. Ori să faci antrenament, să consumi în antrenament substanțe importante din corp și să nu poți să le pui înapoi imediat, s-ar putea să fie o problemă. Da. 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 Am fost în Emirate cu Vârdănescu, am prins Ramadanul. Făceam antrenamente numai seara, după ora 22, pentru că trebuiau să mănânce, că trebuie să mănânce seara pe la ora 7-8, uh-huh. Trebuia să mănânce și făceam seara numai după ora, dar ziua, toată ziua, Ramadan înseamnă n-ai voie să bagi nimic în gură. Deci, de când răsare soarele până apune soarele, nici apă n-ai voie. Da. Și durează o lună. O lună. Acolo, pe timpul Ramadanului, ziua se transformă în noapte. Deci e noaptea. Noaptea la mall-uri, noaptea la restaurante, noaptea și ziua dorm. Deci exact. Nu, și e greu. Dacă n-ai forță, dacă nu mănânci, dacă nu bei și nu bei nici apă, nu? Nu, nu bei apă nici apă. Da. Complicat. Cred că Dinamo e Ramadan. Deci puncte la urmă. Da, cred că tot Dinamo este în Ramadan. Dar așa au jucat. Și Craiova în Bairam. Și da, Craiova în Bairam și Dinamo în Ramadan. Da. Bun, Andrei, vin meciurile naționale, o să avem o pauză acum, e clar, de la campionat. Ce așteptăm de la amicarele astea cu Irlanda de Nord, nu, și cu Columbia? Păi așteptăm să se confirme... Prelungește Edi? Sau... Ce a dat vreo declarație ceva care a de noroc? Mă auzi, Andrei, prelungește Edi sau ne trezim cu vreo surpriză majoră? Nu știu, mai vrem să prelungească. Acum vedem și ce dorește el. Nu știu. Dar meciurile astea vor trebui să fie o continuare și o upgradare a ceea ce am văzut până acum în preliminarii. Adică s-a construit o bază,
s-a obținut un rezultat foarte bun. Pe această fundație trebuie să se construiască în continuare. Vor fi acum, se va intra în ultimele două luni când va trebui să se definitiveze lotul pentru campionatul european și este extrem de greu de făcut un lot în care ai numai 20 de jucători de câmp. Uh-huh. E foarte greu, dacă v-am spus, vă și invit să puneți pe hârtie să vedeți că nu prea aveți cum să faceți să nu rămână un nume important, unul, două nume importante în afara lotului. Și asta va fi un mare challenge pentru Edi și sper să ia deciziile cele mai bune. Plus că sunt jucători care au încheiat campania de preliminarii în interiorul lotului lărgit, dar care n-au apucat să evolueze. Îmi vine în cap acum Racovița, care a fost convocat. Acești jucători cred că vor fi văzuți de Edi în cele două meciuri și atunci concurența cred că va deveni și mai mare pentru cei de până acum. Nu cred că vor apărea mari schimbări față de, adică nume de-astea venită de nicăieri în lot în momentul ăsta. Nici nu prea le văd de unde să fie și nici nu cred că Edi agrează lucrul ăsta, a construit, a pus fundația. Adică te întreb concret, după părerea ta, Mitrița mai are vreo șansă să prinde Euro, nefiind convocat acum? Doar o minune, nu? Ți-am spus, la Mitrița este o problemă extrem de importantă. Este cea mai mare, este postul cu cea mai mare concurență densitate de la echipa națională. Adică cu Mitrița trebuie să-l compar cu Drăguș, trebuie să-l compar cu Mihailel, trebuie să-l compar cu Coman. Da. Și atenție, deja trei sunt mulți pe un post, pentru că 20 împărțiți. Normal. Nu poți să blochezi. Nu poți să blochezi atâția jucători pe un post. Dar asta te întreb, realist, nemai fiind convocat, mai are vreo șansă? Realist? Eu cred că nu poți să spui despre niciun jucător că nu are nicio șansă în momentul ăsta, da. Doar că e o concurență foarte mare. Dacă Mitrița era fundaș dreapta, să spunem, sau fundaș stânga, unde sunt probleme într-un anumit moment, existau mult mai multe șanse. Așa se întâmplă, spun unii, domnule, dar de ce l-ai convocat pe ăla? Păi stai, mă, ăla joacă pe un post, ăsta la alt tipal, n-are nicio legătură una cu alta. Da. Fundașul stânga, postul, problemă de la echipa națională. Și eu când eram cu Victor Piturcă, l-aveam pe raț. Puneam raț, lăsam 4-5 locuri liberi. M-auzi grumi, Radonovici. Da, nu așa că la, nu poate că ne-a dat pas de gol, a făcut acțiune de gol împotriva noastră. Da. Radunovici. Da, sunt curios să vedem. Prima Sport 1 transmite vineri partida, primul amical, cel cu Irlanda de Nord. Marți, după aceea, marți se joacă partida împotriva Columbiei. Unde e, Andrei? În Madrid, pe Wanda Metropolitana. Da, da. Pe stadionul Horace Moldovan. Da. Uite, așa debutează și deci acasă la Horațiu Moldovan, nu? Deci debutează pe Wanda Metropolitana. Pe terenul Atletico Madrid. Deci va debuta la echipa națională pe stadionul lui. Da. Păi cred, probabil că cu el începe, nu? Nu? Mă gândesc. Oricum, Niță, Niță e din bară în bară la Gaziantep. Da. Bine, eu aș băga jucător care evoluează. Acum, la modul cel mai serios, adică cu toată, nu e selecționer. Cu toată prietenia și cu tot respectul pentru Moldovan. Joacă, Niță joacă în campionatul Turciei. Joacă, campionatul Turciei e un campionat tare de tot. Adică stai ca să ne înțelegem. Sincer, îmi place. Cum? Mie îmi place foarte mult Niță. Da, nu, e un jucător. Da, sunt foarte curios. Vă dați seama, sunt atât de curios ce alegeri va avea Edi Iordănescu, pentru că sunt o grămadă de fotbaliști care nu joacă. Și acum sunt curios, ce o să faci? Greu. Faci compromis sau nu? Vivi? Nu faci. Edi nu faci. Edi nu faci. E așa. Da? A avut și educație spartană de acasă. Da. Și nu face compromisuri. Eu îl cunosc foarte bine, am stat de multe ori de vorbă cu el. Preferă să piardă într-un anumit sens, dar să-și mențină principiile. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la FCSB, nu? Când a renunțat și la clauză, a renunțat la tot, deși echipa era pe un tren ascendent, dar patronul nu-i plăcea că nu joacă tiki-taka Barcelona. Nu-i plăcea că nu făcea el schimbările. Da. Nu Gigi, nu că nu juca tiki-taka Barcelona. Da. Da. Că nici acum nu joacă tiki-taka Barcelona, dar
Acum îi place de Haran. L-am văzut că e elev cu minte, lasă să facă schimbările, echipa și uite, da, îi place. Da, da, asta e. Spor locul întâi. Da. Cel puțin momentan. Putem să câștigăm Bănele, ambele meciuri, numai ambele amicale? Două echipe foarte puternice. A? La urmă să mergem la Irlanda și... de Nord, echipă foarte puternică. Și Irlanda de Nord, echipă foarte puternică. Să vedeți. Da? Important, da. Știi tu, ai niște prieteni pe acolo? Da. Chiar dacă un test important e să câștigi. Chiar dacă e un meci amical, e important. Nu, dar clar, moral, mă sunt convins că ne ducem să câștigăm ambele meciuri. Asta e clar. Este nu mai știu Columbia la ce nivel e. Nu mai... Eu știu, lasă vedetele. Acum știi cum e, și ca echipă. Columbia avea vedete și când i-am zdrobit. Aduți aminte. Categoric. Știi? Adică contează mult cum sunt. Nu știu, joacă ca o echipă acum sau tot așa au rămas cu vedete. De la Valderrama la Luis Diaz. Că asta e important. Da. Rămâne de voi, important e că e același nume pe banca antrenorului. Așa, prenumele diferă la asta și de data asta, hai să fim serioși, rezultatele în meciurile astea nu sunt atât de importante cum erau rezultatele la momentul meciurilor oficiale. Sigur că nu poți să spui, nu ne interesează ce facem, dar cred că mai important este să testeze jucători, să păstreze principiile, valorile câștigate în campania asta. Pentru că meciurile importante sunt la Euro. Corect. În afară de asta, două, mai sunt două amicale în iunie cu Bulgaria și Luxemburg și... Vor conta. Iar ăla cu Luxemburg să sperăm să fie de moral. Să nu ne trezim cu vreo surpriză că înainte de Euro ne bate Luxemburgul, știi? Bine, Vivi, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc Bănel Nicoliță, mulțumesc Andrei Vochin. Nici o minune astăzi, oameni buni. FCSB câștigă, se duce la 7 puncte. Chiar la 8 puncte de CFR Cluj, pe care Gigi Becali a pus-o în continuare cea mai periculoasă echipă, deși e la 8 puncte, sau chiar la 8 puncte și jumătate. Deci nici un miracol în această seară. FCSB își câștigă punctele. Ne revedem mâine dimineața la 10:30 cu Fanatic Superliga, deci doar, de fapt nu, azi dimineața la 10:30, peste câteva ore, în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. O să mai avem o grămadă de tocat și de discutat, chiar dacă e pauza asta cu Naționala, știți cum e, ori golile rămân, pasiunile rămân. Rămâneți în continuare cu Prima Sport 1, sunt Horia Ivanovici, aici se încheie Fanatic Superliga. De-abia așteptăm după meciurile naționale să vedem a doua etapă de play-off, care, după părerea mea, va fi o nebunie.